Alertă medicală, doamnelor și domnilor, o nouă boală afectează copiii din România. Doctorul Adrian Marinescu este alături de noi și ne explică ce simptome trebuie să îngrijoreze pe părinți și cum se transmite mai ales această boală. Bună ziua, mulțumesc foarte mult, domnule doctor! Bună ziua, cu plăcere! Am rămas toți cu sechele după COVID și orice problemă medicală sau dacă auzim de un nou virus, este important ca populația să afle despre ce este vorba. Vă rog mult! Bine, e clar că și e de înțeles faptul că după o pandemie de 3 ani ne teamă de orice înseamnă infecție. Data asta însă vorbim de herpangină, este o infecție virală pe care o aveam în fiecare sezon, sezon de vară, începând de toamnă. Faptul că în ultimii ani am avut-o într-o mai mică măsură e pentru că oamenii au interacționat mai puțin. Ne întoarcem la normalitate, avem infecția virală. Ce este cu herpangina? Este o infecție determinată în general de Coxsackie virus, nu numai el. Apare la copii mici până în 5 ani cel mai frecvent. Nu e imposibil și la alte vârste. Și trebuie să știm în felul următor, că se transmite cu ușurință. Asta înseamnă că în colectivități, mai ales în prima săptămână, în prima parte a bolii, putem transmite ușor, să avem focar. Că înseamnă pleacă de la febră și de la o stare generală modificată în momentul inițial, dar ceea ce ne duce la diagnostic ușor înseamnă acele ulcerații din cerul gurii și de la baza gâtului. Și atunci este foarte simplu pentru medicul pediatru și pentru orice alt medic să pună un diagnostic clinic încă de la început. Tratamentul nu înseamnă antibiotic și întăresc acest lucru. E o infecție virală, nu am de ce să tratez cu antibiotice. Se rezolvă de cel mai multe ori ușor. La copiii mici care au probleme de imunitate pot fi și forme severe uneori, nu intrăm în panică, rămânem calmi, doar trebuie să o recunoaștem și să știm că în această perioadă, pe lângă alte infecții, dintre infecțiile virale, poate fi și herpangină. Da, este foarte important, domnule doctor, părinții să știe ce trebuie să facă în aceste cazuri. Spuneați, fără antibiotic, am citit și eu am văzut că poate, pot exista episoade dure de febră și vorbim totuși de micuți. Deci, dumneavoastră, spuneți că ar trebui să sune medicul de familie, dacă apar simptomele spuse dumneavoastră. Medicul de familie sau medicul pediatru sau dacă este o situație de urgență, poate că la un moment dat pentru un anumit copil e nevoie să ajungă și la camera de gardă, dar trebuie să rămână calm. Cred că ar mai fi următoarea întrebare, cum fac să previn infectarea în perioada asta? Și aici ne întoarcem la regulile de igienă, pentru că o transmitere de cele mai multe ori pe cale digestivă înseamnă mâinile murdare și atunci spălatul mâinilor cu apă și săpun. Și în plus, la copilașul care e infectat, el poate să transmită și prin tuse și strănut. Deci trebuie să fim atenți apropo de colectivități. Dacă totuși avem o suspiciune, ne gândim că ar putea să fie, mergem la medicul care ne e la îndemână, că e medic de familie, că e medic pediatru, până la urmă, orice medic poate să pună diagnosticul, pentru că leziunile despre care vă spuneam sunt destul de clare și identifice extrem de ușor la copilul mic. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor, și pentru sfaturi. Iată, ne aud și părinții pentru aceste cazuri care pot ajunge și cu febră foarte mare.